La o săptămână de la accidentul provocat de o șoferiță sub influența alcoolului care a luat viețile a două fete, au fost montate 7 limitatoare de viteză. Cererea stătea în sertar de 3 ani. Administrația străzilor a montat azi 7 limitatoare de viteză în cartierul Andronache, pe strada unde două fete au fost accidentate mortal în urmă cu câteva zile. Locuitorii din zona au cerut autorităților limitatoare încă din 2018 și chiar s-au oferit să plătească din propriile buzunare, însă au fost ignorați. Mai sunt 10 de străzi în capitală unde locuitorii cer limitatoarele care pot salva vieți.